și s-a dus Dăncilă azi să deschidă și ea undeva anul universitar. S-a repezit până la mine în sat la Ploiești la petrol și gaze. Cu universitatea am mai rămas că petrolul și gazele îs la american deja. Mă rog, Veo știa drumul, știa locul, că na, acolo a terminat și ea. La fel era și pe vremea ei. Terminau școala și cei mai buni dintre studenți, dar și cei mai slabi. De ce să se supere oamenii? Hai mă, să aibă toată lumea o diplomă de facultate. O hârtie până la urmă, dă-o încolo, ne luăm de la atâta lucru. Uite, la asta nu m-am gândit până acum. Profesorii de la UPG sunt de vină și ei pentru că una ca Veo, care nu știe să lege două vorbe în limba română, a ajuns prim-ministru. Dacă nu termina școala, ar fi fost probabil acum pe salariu minim undeva înjurând guvernul. E, ce a făcut mă amărâta de Veo? Ia fiți atenți aici. Of, săraca, s-a închis în clădire cu profesorii și studenții pe afară prin curte. Ce-o fi mă în capul ei? Cum naiba să faci mereu totul greșit? Nici din nimereală nu face bine ceva femeia asta? Ea așa ar trebui să acționeze. Bă, cum cred eu că ar trebui să fac? Așa și așa. E, fac total invers și o să fie bine. Bineînțeles că au fost primiți niște studenți și înăuntru. Aplaudați, selecționați, vă dați seama. Suflete de pesediști. Că la UPG acolo e un fief PSD de ani buni. Există mulți profesori pesediști. De fapt, nici nu cred că ai voie să fii profesor la UPG Ploiești dacă n-ai și carnet de partid la PSD. Așa era acum vreo 10 ani, nu știu dacă s-a mai schimbat ceva între timp. Dar stați, că a venit și primarul și a dat cu bâta în baltă de a stropit-o pe doamna Veorica. Sunt sigur, foarte sigur că veți deveni un profesionist, că nu veți avea probleme cu gramatica și cu topica din române și vă vezi un alt universitar cu calitate. Mult succes! I-a dat la gramatică și la topică lui doamna Veo. A, ceva aplauze, dar nu cine știe ce. Pe de altă parte, domn primar, care e PNL, fost PDL, face parte dintr-un partid de oameni cultivați, ceva de speriat, da. Asta e nasol cu Veorica asta, că îi face până și pe semi-analfabeții de la PNL sau PMP să pară profesori universitari. Chiar, frate, Dăncilă când intră într-o școală, într-o universitate, nu face ca Dracula în biserică, hă? Nu începe să se zbată așa, nimic, nu? La fel de tare ca Veorica a fost Raluca Turcan. Același nivel de penibil. Pe o scară de la zero la foarte jenant, ele au fost acolo, jos de tot, premiante. A? Ce frumos! Nici nu vreau, Raluco, să-ți zic gluma aia de autobază cu a, și după aia te-a lăsat șoferul să-ți faci un selfie la volan? Nici nu vreau să-ți o zic. Am făcut și arte marțiale. Atenție, s-a revoltat robotul de la Cotroceni. Și nu vorbesc de robotul telefonic de la centrala Palatului, mă refer la însuși președintele Iohannis. Au trecut deja 2 luni de la tragedia îngrozitoare de la Caracal, care a zguduit România. Este revoltător modul în care în ultima săptămână unele instituții publice au reacționat atât în ceea ce privește ancheta de la Caracal, cât și în ceea ce privește ancheta legată de cumplitul caz din Dâmbovița. Îi cer domnului Felix Bănilă, procuror șef la DIICOT, să-și înainteze imediat demisia din funcția de procuror șef. Mamă, asta a fost aseară. Președintele Iohannis i-a cerut demisia procurorului șef DIICOT Felix Bănilă. A stat el ce a stat cu atenția și preocuparea din dotare, dar uite că s-au terminat și astea, auzi? Erau pe roșu, ca bateria de la telefon. Am văzut reacții întârziate, gesturi publice de-a dreptul scandaloase, care denotă lipsa de preocupare pentru victime și pentru familiile victimelor. Potențialii infractori sunt tratați cu blândețe, cu mănuși, iar victimele sunt tratate cu duritate și cu agresivitate.
Aici, concret, se referă la felul cum procurorii DIICOT le-au tratat pe rudele uneia dintre fetele din Caracal. Au tot apărut relatări prin presă, se întâmplă lucruri ciudate. E drept că unele s-ar putea să fie altfel decât vedem noi. Poate lipsesc informații, poate mai intervine și emoția reporterilor. Nu mai știi niciodată pe unde e adevărul. Singura certitudine din toate aceste cazuri e faptul că nimic nu e 100% sigur. Dar dacă s-a băgat și domn președinte, bă, o știe el ceva. Dar astăzi nu mă refer doar la guvern. Mă refer și la conducerea DIICOT, instituția cărei implicare în cazul Caracal ar fi trebuit să aducă un plus de profesionalism și credibilitate. Doar că, sub conducerea domnului Bănilă, acest lucru nu s-a întâmplat, iar ancheta continuă să genereze semne de întrebare majore. Sub conducerea lui Bănilă, domnul Iohannis, dacă permiteți, ca fapt divers așa, acum un an, când l-ați numit șef la DIICOT, la propunerea lui Tudorel Toader, se știe că nu soacră mea l-a pus acolo, matale l-ai pus acolo, chiar procurorii DIICOT v-au trimis un document de 15 pagini cu argumente împotriva lui Bănilă. Ați trecut peste ele cu o viteză care nu vă caracterizează. De obicei stăteați și citeați câteva zile, săptămâni. Acum serios, știu că ne considerați pe toți cretini, nedemni de a fi conduși de unul ca dumneavoastră. Dar haideți, mai lăsați vrăjeala asta de profesor afectat. O vom citi până o înțelegem. Acum evident nu spune nimeni că dacă nu-l numea Iohannis pe Bănilă, altul ar fi fost cursul întâmplărilor, că s-ar fi răsturnat planeta și n-am fi avut cazurile Caracal sau Dâmbovița, ori bătaia bandelor din centrul capitalei. Luptele astea de duminică noaptea, da, cu săbii, cu bâte, cum se face, bă, așa profesionist. Că asta e impresia. Bandele și clanurile din România se comportă tot mai profesionist. Au dezvoltat o cultură organizațională demnă de cauze mai bune. Și asta, din păcate, sub ochii și urechile instituțiilor de forță precum DIICOT-ul, care au stat și ele probabil să se uite, să citească, să înțeleagă. În fine, să nu deviem. A venit răspunsul șefului DIICOT la solicitarea lui Iohannis, un comunicat de presă. Vi l-aș fi citit pe tot, e senzațional, dar n-am timp. Zice la un moment dat că o demisie de la DIICOT poate avea, citez, consecințe deosebite până la instabilitate, iar eu, adică Bănilă, nu pot concepe că așa ceva ar fi de dorit într-o țară membră a NATO și UE. Iar finalul comunicatului este apoteotic, dacă permiteți asemenea termeni. Vreau să vă asigur despre faptul că demisia șefului DIICOT, dacă aceasta se va produce, va fi rezultatul unui amplu proces cognitiv și nu doar expresia unei simple porniri instinctuale, golită de importanța funcției de care, de altfel, sunt pe deplin conștient. Adică nu-ți dai demisia ca animalul, da? Nu sari ca leopardul la iepuraș sau ca rața la porumb. Stai și te gândești, nu? Și analizezi, și analizezi. Se învârte clepsidra pe ecran, cu atenție, cu preocupare. Nu știu de ce, dar am senzația că Bănilă îl cam ia la mișto pe Iohannis. Cel puțin asta am înțeles noi, atâta ne-a dus pe noi procesul cognitiv. S-a greșit profund. Bun, suntem la Cafeneaua Nației și alături de mine este doamna Renate Weber, sărut mâna. Bună seara. Avocatul poporului. Sună așa. Da, sunteți. Sună. Da, da, sună. Într-adevăr sună, o să discutăm. Avocat de meserie, da, fost ONG-ist, fost europarlamentar ALDE. Și vom discuta despre foarte multe probleme în această seară. Avem și ceasul bun pe care vreau să-l urmărim împreună. Vreau să începem de aici. Avocatul poporului. Oamenii nu știu în general și eu mă uit și la corespondența pe care o primim noi aici la redacție, la Starea Nației. Sunt foarte mulți oameni care chiar cred că noi le putem rezolva tot felul de litigii. Cu terenuri, cu acte, cu proprietăți, cu tot felul de nebunii. Mi-închipui ce se întâmplă la avocatul poporului. Cât de mult induce în eroare denumirea asta? Da, bună întrebarea. Destul de mult, bineînțeles, pentru că s-a mers pe formula, haideți să spunem, țărilor de cintă latină,
pentru că în Spania este tot așa, apărătorul poporului, el defensor del pueblo. Instituția însă este creată, instituție nordică, și știți că acolo denumirea este de ombudsman, da. Ombudsperson, acum ca să fim corect politic. Dar și acolo conotația și misiunea, de fapt, a instituției este foarte clară. Apără drepturile persoanelor în relațiile lor cu administrația. Adică atunci când există abuzuri din partea administrației, atunci intervine, de fapt, ombudsmanul. Și la noi, în mandatul nostru și în misiunea inițială a instituției, acesta era, de fapt, acesta era obiectivul. Mai ales, eu spun de multe ori, suntem vocea celor fără voce. Pentru că noi ne avem foarte multe, avem competență în zona celor care sunt închiși, de exemplu. Că e vorba de închisori, că e vorba de spitale psihiatrice, că e vorba de copii din centre de plasament, persoane care se află în azil, oameni, da, care în general sunt într-un spațiu închis, da, da, și care de fapt nu mai au propria lor voce. Dar sigur că da, sunt și alte relații cu administrația. Lumea însă când aude de avocatul poporului are cumva impresia că noi putem să facem foarte multe lucruri. Nu, în realitate competențele noastre sunt limitate. Noi suntem de fapt un fel de mediator între persoana respectivă și administrație. Dar insist, și administrație, pentru că nu avem deloc competențe atunci când este vorba, de exemplu, de ceva ce se află în domeniul justiției. Că e vorba de fază de urmărire penală sau că e vorba de un dosar aflat pe rolul instanțelor, categoric noi acolo nu putem să intervenim, pe bună dreptate, pentru că justiția e independentă și nu putem noi să o controlăm. Și de asemenea, mă rog, mai sunt excluse lucrurile care țin de activitatea guvernului, de a parlamentului, dincolo de actul de legiferare ca atare. Și instituția s-a mai și politizat mult din momentul în care i-au fost date niște competențe care țin sau care pot fi foarte ușor interpretate în cheie politică. Adică atacarea la Curtea Constituțională direct, pe calea unei excepții, a ordonanțelor de urgență sau a legilor, acolo unde, în afară de avocatul poporului, chiar nu mai are altcineva astfel de competențe. Și de aici și asta imaginea la un moment dat a instituției. Cum ați găsit această instituție? Aveți deja ceva timp acolo? Da, sunt deja 3 luni. Și voiam să vă întreb de ce n-ați plecat încă. O, dacă ați ști... În fiecare zi le zic colegilor că atât timp cât există la îndemână sfânta demisie, eu sunt un om liber. Am găsit-o așa cam cum mă așteptam, o instituție administrativ-birocratică. Dar știți ce se întâmplă? Omul sfințește locul, adică sunt și foarte mulți oameni foarte buni și dedicați acolo. Am avut chiar șansa să-i văd, nu numai pe cei din București, eu m-am dus deja și la birourile teritoriale, că noi avem 14 birouri teritoriale, și sunt foarte mulți care chiar îi simți că au empatie pentru drepturile celorlalți și care fac de mai mulți ani de zile chiar o treabă foarte, foarte bună. Eu sper, sincer, să se vadă în curând o schimbare, și asta nu se referă la imagine instituție, nu asta este preocuparea mea. Schimbarea este să mergem mai mult noi către oameni, să mai reducem din schimbul acesta de corespondențe pe care le facem și oamenii să meargă în anchetă. Administrația și locală și centrală să vadă la ochi pe cineva care vine din partea avocatului poporului, care are la el sau la ea argumentele necesare, care poate să fie mult mai eficient în demersurile pe care le face. Pentru că vreau, știți, de multe ori contează și intervalul de timp în care poți să soluționezi un lucru. Una bineînțeles, este, câteodată e vorba de câteodată e vorba chiar și așa. Alta, da, sau... Și am avut situații în care am, da, făcut anchete, azi ne-am sesizat și mâine s-au dus colegii în anchete și în câteva zile facem recomandările. Și de multe ori să știți că avem și succes în astfel de cazuri individuale. Adică e și necunoaștere la mijloc, cred. V-am întrebat cum ați găsit instituția, pentru că fiind foarte... politizată și aflată mult în discuții în ultima perioadă, n-are o imagine
foarte bună. Nu, pentru că în ochii e normal. Oamenilor. Eu mă refer la percepția oamenilor. Domne, avocatul poporului, stai bă, că sunt ăia care nu știu. Da, să știți că eu cred că percepția asta este, pe de o parte, la politicieni, adică ei gândesc așa, probabil și la presă și probabil la oameni, la cei care de fapt nu s-au confruntat niciodată cu activitatea noastră. Oamenilor cărora am reușit să le soluționăm problemele, cred că oamenii aceia gândesc diferit. Ei n-au aceeași părere. Da, dar percepția oamenilor care în scandalurile care au existat. Și scandalurile sunt legate eminamente, dacă mă întrebați pe mine, de ce n-ați declarat, de exemplu, sau de ce n-ați trimis o excepție de neconstituționalitate, dar la un moment dat, să știți că am remarcat că oamenii, eu cred că există așa o dorință de tătuc sau de mămuc acum la concetățenii noștri, ar vrea să facem mai mult, nu numai că mai mult decât putem să facem, dar cumva să dăm și sancțiuni, să le și aplicăm. Noi nu suntem așa ceva. Noi suntem, repet, un mediator totuși în societate și când trimitem ceva la Curtea Constituțională, noi nu ne substituim curții. E părerea noastră, haideți să vedem ce te va spune Curtea Constituțională până la urmă. Sigur, părerea noastră argumentată ca lumea, adică nu discutăm de glume. Da. E ok să fie, ca sistem mă refer, faptul că la noi se tot politizează absolut tot, e ok ca numirea la această instituție, de pildă, să fie politică? Să știți că peste tot avocatul, ombudsmanul, ca să spun așa, este de fapt, de multe ori, este numit de Parlament. Este tot, dar de multe ori chiar este o instituție a Parlamentului. Sigur, funcționează cu autonomie, dar este o instituție a Parlamentului. La noi chiar are mai mult decât această autonomie, doar votul și revocarea. Dar până la urmă, dacă ești un om liber și faci ceea ce crezi tu că trebuie făcut acolo pentru drepturile oamenilor, că de fapt despre asta este vorba, poți să treci peste asta. Știți, și Curtea Constituțională și la noi este numită politic și Germania este numită politic. Dar nu știu de ce nemții nu se gândesc niciodată că judecătorii de acolo funcționează pentru politic. Pentru că acolo se pleacă de la idee, adică nu există nici antecedentele, domne, ăla a fost numit și a făcut jocurile partidului, celălalt a venit și la fel. Deci, cum spuneam, până la urmă omul sfințește locul și dacă vrei să te comporți independent, poți să te fii independent. Dumneavoastră, acum, sincer, vedeți pe cineva în stare, mă sune pe mine, eu personal nu văd pe nimeni care ar avea, cum să spun, tupeul, că nu pot să-i spun altfel, să mă sune pe mine și să-mi ceară. Da. Pe acum deci nici nu mai funcționează alianța, a prins-o exact la excelent, până înainte să iasă Tăricianu. Nu, e adevărat, să știți că prima sesizare de ordonanță de urgență era de la guvernare, că era cea cu transportul. Da, da, da. Discutăm și despre asta, că e foarte interesant și cred că e foarte important pentru toată lumea să ne lămurim că în capul fiecăruia avocatul poporului înseamnă altceva. Și înseamnă chiar avocatul fiecărei persoane în parte. Da, fiecărei persoane, ceea ce nu e adevărat. Discutăm despre asta în partea a doua, trecem pe Facebook și pe canalul nostru de YouTube Starea Nației Oficial. Vă propun să urmărim împreună cazul pe care Larisa l-a făcut astăzi la rubrica Ceasul Bun și voi puteți să o contactați pe Larisa imediat la ceasulbun@stareanației.ro pentru mai multe date. Chiar ne propunem o misiune pentru foarte mulți imposibilă la rubrica din această seară. Urmărim și continuăm pe net. Să fiți iubiți, ne vedem mâine 22:30 tot aici la TV. La puțin peste 60 de kilometri de București am găsit o familie tare faină. Doi frați, Adrian și Florina, împreună cu mama lor, au mare nevoie să le fim alături. Cei trei locuiesc într-o căsuță formată dintr-un hol și o cameră, într-o curte neîncăpătoare în care mai locuiesc 5 familii. Problemele mari sunt cu acoperișul din asbest, care, pe lângă faptul că este toxic, nu-i protejează de ploaie, tavanul picurând când este vreme rea. În ciuda tuturor greutăților pe care această familie le înfruntă, noi am fost tare frumos întâmpinați și vă invităm și pe voi să-i cunoașteți pe Ionela, Florina și Adrian. Băiatul se numește Mariana Adrian, are 11 ani jumate, este la școală în clasa 6-a. Pe fată o cheamă Florina Gabriela și născută pe 7 aprilie. Anul 2012. Și este în clasa? În clasa întâia. Cum vă descurcați fiind singură? Cam greu, dar bine.
Ce venituri aveți? Trăim din alocație și din ce mai muncesc eu cu ziua. Și care ar fi nevoile cele mai mari? Că mi-am cumpărat și eu un teren și nu am posibilitatea cu ce să ridic și eu acolo, cămeruță două. Aici locuiți într-o cămeruță foarte mică? Da, aici dormim toți trei într-un pat, cam greu, cam înghesuiți. Da. Deci ați avea mare nevoie de materiale de construcții, poate niște electrocasnice. Și pentru cei mici, de ce ar fi nevoie? Și de niște hăinuțe pentru școală. Ce mai mult ar fi? Caiete de încălțat. Ce faci, Adrian? Bine. Ai tocmai ce ai venit de la școală? Da. Ia spune-ne, în ce clasă ești tu? Clasa 6. A 6-a și merge bine cu învățătura? Da. Ce îți place cel mai mult la școală? Română. Și îți place să citești? Da. Dar cărți ai? Nu. Nu? Și ai vrea să ai? Da. Joci ceva? Da. Ce joci? Fotbal. Ce poziție ai în teren? Portar. Portar. Și ți-ar trebui niște mănuși? Da. Și niște ghete? Da. Dar dulciurile îți plac? Da. Și ce ai vrea tu să primești dulce? Nu știu. Ciocolată și biscuiți? Da. Bine, Adrian. Cu ce ajuns tu pe mami acasă? Să facă patul. Să măture. Și altceva nu mai știu. Ți-ar plăcea să facem căsuță? Da, foarte mult. Cu rechizitele deja s-a rezolvat, ca și în cazul altor copii ai nației, ghiozdane complet echipate au ajuns la Adrian și la Florina. Însă avem nevoie în continuare de sprijinul vostru pentru altele, dar mai ales pentru a ridica această căsuță. Toți cei ce vreți să ajutați, sunteți rugați să scrieți la ceasulbun@starea-nației.ro, unde Larisa vă va răspunde repede. Să avem pardon. Am avut și ghinion. Ereditar. Avem o gaură în buzunar. Dar progresăm. Încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securi.